Horoscopul zilei de 15 iulie. Berbec. Nu vă lăsați prinși în mrejele euforiei pentru că există pericolul să vă aventurați în întreprinderi destul de riscante, mai ales în domeniul financiar. Dacă nu veți aprecia cu multă obiectivitate raportul risc-beneficiu, va trebui să vă confruntați cu o serie de pierderi destul de deranjante. Cel mai bine ar fi să consultați un specialist care să vă ofere sfaturi competente în aceste privințe. În plan personal, gândiți-vă că este mai important să vă conservați relația cu partenerul, chiar dacă nici relațiile cu prietenii nu sunt de neglijat. Cu puțină inteligență, cu siguranță veți găsi modalități pentru a mulțumi ambele părți. Taur. Atenție cui și ce destăinuiți. Din păcate, există o serie de persoane din cercul vostru care doar pretind a vă fi prieteni, care se vor gândi de două ori înainte de a folosi orice informație sau împrejurare în favoarea lor, indiferent dacă voi veți fi afectați. Nu vă vor în mod special răul, însă relația pe care o întrețin cu voi, propria bunăstare, propriul interes. Viața sentimentală va înregistra o serie de momente ceva mai tensionate din cauza faptului că vă arătați extrem de sensibil, mai ales la criticile partenerului, de multe ori îndreptățite, dar și datorită rigidității cu care abordați anumite probleme. Gemeni. Multitudinea de probleme pe care le veți avea de soluționat s-ar putea să vă răpească destul de mult timp și v-ar putea face să acordați mult mai puțin atenție propriei familii. Pot să apară o serie de probleme la serviciu pe care ar trebui să le rezolvați înainte să genereze altele, poate și mai complicate. Nu este bine însă nici să ignorați necesitățile celor dragi care vă simt lipsa, se simt abandonați. Nu vă doriți ca între voi și ei să se formeze vreo prăpastie. Nu încetați să credeți în miracole dacă se întâmplă să fiți la pământ cu moralul. Speranța trebuie să se mențină și veți vedea că este valabilă zicala că atunci când se închide o ușă, întotdeauna se deschide o fereastră. Rac. Din păcate, duceți încăpățânarea la extrem și sunteți supărați pe aproape toți cei cu care intrați în contact. O parte dintre aceștia încearcă să vă ignore, mai ales cei care vă cunosc și știu că mai aveți uneori și astfel de momente. Dacă aveți însă ghinionul să dați peste cineva căruia i-a ajuns cuțitul la os sau peste vreo persoană care nu vă cunoaște îndeajuns și nu vă tolerează ieșirile, conflictul va izbucni în mod deschis. Sprijinul celor dragi este condiționat de data asta, ceea ce nu vă va pica prea bine. Însă aveți ce face și trebuie să vă adaptați, probabil plătiți pentru o atitudine asemănătoare pe care ați manifestat-o și voi în trecut față de ei. Leu. Supravegheați mai bine mersul vieții conjugale. Nu vă temeți neapărat de influența factorilor externi, ci mai cu seamă de modul în care comportamentul vostru ar putea avea impact asupra bunului mers al relației cu partenerul. În plan profesional s-ar putea să fiți solicitați ceva mai mult la muncă, în sensul că va fi nevoie să vă puneți la bătaie la maxim abilitățile și capacitățile profesionale. Dați tot ce puteți, apoi aranjați-vă timpul în așa fel încât să vă puteți reface forțele. Astăzi aveți mulți adepți care vă urmează. Faceți uz din plin de carismă și personalitate atrăgătoare și adunați în jurul vostru mai multe persoane dispuse să vă asculte. Ba chiar vor fi mulți dispuși să vă urmeze sfaturile, învățăturile. Trebuie să mențineți în continuare moralul sus și să vă îndepliniți așa cum trebuie rolul de lider. Fecioară. S-ar putea să existe mai ales la serviciu tot felul de tendințe de a vă pune într-o lumină nu foarte favorabilă. Așa că stați departe de intrigi, nu vă lăsați afectați de tot felul de zvonuri, alegeți să vă detașați puțin pentru a nu ajunge să fiți puși în situații stânjenitoare. Va trebui să vă concentrați ceva mai mult asupra familiei și asupra nevoilor membrilor acesteia. În unele cazuri, evenimentele domestice pot să vă acapareze aproape total. Este posibil să apară sau să se fi transmis din cursul zilelor trecute ceva tensiuni care să necesite intervenția voastră pentru rezolvare. Dacă veți acționa cu diplomație, nu ar trebui să apară probleme majore. Balanță. S-ar putea să fiți puțin cam împovărați de lucruri, cu un orar mai încărcat, dar faceți în așa fel încât să găsiți și clipe de liniște care să vă ajute să treceți mai ușor peste stresul acestor momente mai dificile.
Bucurați-vă căci lucrurile se pun încet încet în mișcare. Atenție la detaliile care pot să vă aducă avantaje. În relația de cuplu este nevoie de puțin efort pentru a o consolida și chiar revigora. Poate că ați avut parte de ceva mai multă monotonie în ultima perioadă și simțiți nevoie să schimbați ceva, bineînțeles, în bine. Din nou, nu ezitați să acționați în această direcție. Dacă lăsați lucrurile să traineze prea mult, șansele de reușită se reduc exponențial. Scorpion. Nu este nevoie să intrați în contradicții cu acea persoană care încearcă să vă strice tonusul în refacere. Dacă vedeți că insistă, respingeți în mod diplomatic încercările sale de a vă provoca și chiar retrageți-vă elegant din scenă pentru a nu-i da șansa să vă mai streseze în continuare. Învățați să vă iubiți propria persoană și apoi veți ști cum să-i tratați și pe cei din jur. Este important să vă găsiți un echilibru din acest punct de vedere, fără să cadeți în extrem. Din păcate, azi este o zi în care vă simțiți destul de singuri. Sunteți într-o dispoziție foarte suspicioasă, nu aveți încredere în nimeni și încercați să faceți totul singuri. Sunteți extrem de tensionat și cu nervii întinși la maxim, mai ales că stările de nesiguranță și insecuritate nu prea vă sunt familiare. Această situație vă va stoarce de puteri și v-ar putea chiar afecta starea de sănătate. Săgetător. Nu ar fi rău să vă gândiți să vă implicați în ceva acte de caritate în această perioadă. Vă veți simți mai împliniți dacă veți putea face pe alții fericiți, măcar pentru un moment. Ca de obicei, nu vă stă în caracter să refuzați pe niciunul dintre cei care vă solicită ajutorul. Aveți însă grijă să nu vă supra-solicitați. Veți avea nevoie de energie și în zilele următoare, mai ales că se anunță unele destul de solicitante. Încercați să vă odihniți ceva mai mult. Schimbați câte ceva din stilul de viață, nu mai mergeți în continuu la medic. Medicina locată repară una și strică altele. Dacă este într-adevăr nevoie de vreun tratament, ar fi bine să luați în considerare ceva medicină alternativă. Capricorn. Încercați să găsiți câteva clipe libere în programul vostru încărcat, aveți nevoie să vă reîncărcați bateriile, căutați soluții în acest sens. Știm, sunt multe de făcut, dar munca până la epuizare și lipsa echilibrului între toate aspectele vieții pot să se transforme într-un adevărat dezastru la un moment dat. Relaxați-vă puțin și analizați-vă prioritățile. S-ar putea să descoperiți că acordați o atenție mult prea mare unor aspecte minore, care nu vă ajută prea mult în vreme ce ignorați chestiuni care v-ar putea aduce avantaje mult mai mari. De multă vreme, vă doriți să ieșiți din rutina zilnică și să faceți ceva absolut deosebit. Se pare că ziua de astăzi este perfectă pentru așa ceva, pentru că vă simțiți plin de energie, încercați să însuflețiți și pe ceilalți cu entuziasmul vostru, având o influență pozitivă mult prețuită de aceștia. Vărsător. Multe depinde de voi și de modul în care vă veți implica astăzi, de modul în care veți acționa. Deci păstrați-vă alerți și obiectivi pentru a percepe corect ceea ce se întâmplă în jur. În familie, alegeți să vă implicați mai mult în activități care să-i strângă pe toți la oaltă, pentru a spori coeziunea din cadrul acesteia, pentru a întări legăturile și a pune capăt eventualelor tensiuni apărute, uneori involuntar. S-ar putea chiar ca cineva din familie să aibă nevoie de atenție specială, de un sfat avizat într-o anumită chestiune, așa că tratați totul cu mare seriozitate și implicare, astfel încât solicitantul să simtă, într-adevăr, sprijinul din partea voastră. Pești. Ar fi bine să vă mai temperați puțin și să acceptați compromisul atunci când vi se oferă. Lucrați ceva mai mult la abilitățile de comunicare atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Evitați la maxim ambiguitățile. Nu lăsați situațiile neclarificate, străduiți-vă să fiți cât mai conciși și la obiect, pentru a nu da motive de dubii celor din preajmă și care își doresc să aibă încredere în voi. Fiți flexibili și trageți învățămintele de rigoare din greșelile trecutului. Dacă vi se va propune o ieșire cu prietenii, veți fi foarte fericiți, mai ales dacă aveți o relație strânsă cu aceștia și obișnuiți să ieșiți des împreună. Astfel de întâlniri vă ajută să vă reveniți după evenimentele stresante și vă dau forța de a continua. Viața sentimentală s-ar putea confrunta cu momente de confuzie și ambiguitate. Este nevoie de o comunicare foarte eficientă cu partenerul pentru ca eventualele crize să fie dezamorsate.